Lev Tolstoi, Câinele lui Iacov. Un paznic avea o nevastă și doi copii, un băiețel și o fetiță. Băiețelul era de 7 ani și fetița de 5. Avea un câine lățos cu botul alb și niște ochi mari. Odată, paznicul a plecat la pădure și a poruncit nevestesii să nu lase copiii să plece de acasă, fiindcă toată noaptea au umblat lupi în jurul casei și s-au dat la câine. Copii, să nu vă duceți cumva în pădure, a spus femeia, apoi s-a apucat să coasă. Odată ce mama s-a așezat la lucru, băiatul a îndemnat-o pe surioara lui. Hai în pădure, ieri am văzut un măr plin de mere coapte. Fetița s-a învoit, hai, și-au fugit amândoi în pădure. După ce mama și-a sfârșit lucrul, a chemat copiii, dar ei n-au răspuns. Mama a ieșit pe prispă și a început să-i strige, copiii nicăieri. Bărbatul a venit acasă și a întrebat, unde-s copiii? Nevastă sa a răspuns că nu știe. Atunci paznicul s-a supărat pe nevastă și a alergat să-și caute copiii. Deodată a auzit câinele schelălăind, s-a repezit într-acolo și a văzut pe copii stând sub un tufiș și plângând. Iar lupul se încleștase cu câinele să-l sfâșie. Paznicul a înșpăcat toporul și a omorât lupul. Apoi a luat copiii în brațe și a fugit cu ei în casă. După ce au ajuns acasă, mama a închis ușa și s-au așezat cu toții la masă. Deodată au auzit cum scheaună câinele la ușă. Au ieșit în curte și au vrut să-i dea drumul în casă, însă câinele era însângerat și nu putea umbla. Copiii i-au adus apă și pâine, dar el n-a vrut nici să mănânce, nici să bea, ci numai le lingea mâinile. Pe urmă s-a întins pe o parte și n-a mai scheunat. Copiii au crezut că a adormit, dar câinele murise.